Ne aflăm din nou la sediul Partidului Poporului, filiala Alba Iulia. Eu, în calitate de președinte al Organizației Județene Alba Iulia, iar lângă mine l-am pe domnul Stoica Liviu, președintele Organizației Municipale Alba Iulia. Avându-l lângă mine, îi dau cuvântul să se prezinte și să spună și câteva cuvinte ce dorește dumnealui. După cum ați aflat de la domnul președinte, numele meu este Liviu Stoica, sunt profesor universitar și doctor în medicină. Am o bogată activitate atât pe plan profesional cât și pe plan politic. De ce ați ales să intrați în Partidul Poporului? În primul rând, eu am ales Partidul Poporului pentru doctrina de centru, doctrina care corespunde idealurilor mele. În principal, mă gândesc la faptul că această doctrină este de sine stătătoare, nu împrumută nimic nici de la stânga, nici de la dreapta, ci are niște principii clare. Aceea de a pune în centrul atenției omul. Deci politica centrată pe om și pe umanitate. Ce ne puteți spune despre planurile pe care le aveți cu filiala municipală Alba Iulia? În perspectivă, filiala municipiului Alba Iulia o să fie o filială care să aducă un număr important de membri și cu care să putem candida cu fruntea sus la alegerile din 2012. Nu vreau să critic adversarii politici sub nicio formă, ci vreau ca rezultatele să se vadă la vot. Ce scor sperați să obțineți la alegerile următoare? Pe municipiul Alba Iulia vom avea candidat de primar și ne vom bate la turul 2. Sperăm să obținem 30-35% consilieri locali, iar pe plan județean, în calitate de vicepreședinte, prim-vicepreședinte al județului, vom candida la Consiliul Județean. Ne puteți spune dacă ați desemnat candidatul pentru primar la Alba Iulia deocamdată? Deocamdată nu. Urmează să mai vorbim. Singurul candidat care și-a exprimat dorința deocamdată este cel de la Consiliul Județean. Și în persoană? Zâmbesc pentru că eu voi fi. Cu acordul domnului președinte, așa am discutat de principiu. Dacă nu intervine nimic până la momentul respectiv și dacă nu va fi o altă persoană care să candideze cu șanse mai mari decât mine. Ce fel de persoane sunt înscrise în momentul ăsta la Partidul Poporului? Sunt înscrise persoane de diverse categorii sociale și profesii, începând cu pensionari, cu tineri și până la profesori, medici, artiști plastici. În majoritate, membrii sunt membri simpli, cu școală medie, foarte mulți pensionari, dar și foarte mulți angajați în câmpul muncii, dar nu cu funcții importante. Avem foarte puțini membri cu funcții cu adevărat importante. Aș vrea să vă întreb dacă aveți vreun mesaj pentru susținătorii dumneavoastră. Pentru susținătorii mei am un mesaj foarte clar. Noi dorim să fim un partid de sine stătător, nu vom face alianță cu absolut niciun alt partid și vrem să mergem pe autonomia locală. Dacă vom câștiga alegerile la Consiliul Județean, sper să putem face ceea ce eu îmi doresc de multă vreme, adică o autonomie locală reală. Și spun asta pentru că Partidul Poporului are, în esență, mai multe idei pe care se bazează. În primul rând, la buget, noi trebuie să îl alimentăm nu prin a frustra populația de salarii, de pensii și alte probleme care sunt actualmente, ci prin a îmbogăți bugetul țării prin acumulare. Și această acumulare se poate face doar în măsura în care economia prosperă. Noi avem o economie în decădere acum, iar soluția ieșirii din criză este una singură, este cea politică. Adică o putere politică care să spună la un moment dat până aici și de aici încolo trebuie să luăm noi frâurile puterii în mână și să conducem așa cum este necesar pentru a înlătura odată această criză. De fapt, criza mondială a cam trecut, a rămas numai în România. Vreau să vă întreb pe amândoi dacă sunteți dispuși să semnați vreo alianță cu altă formațiune politică, în plan local. Domnul președinte, rog. Eu vreau să vă spun aici că noi, pe plan local și pe plan național, nu avem intenția de a semna niciun fel de alianță, nici înainte, nici după, cu alte partide.
Și aici aș vrea să-l completez pe domnul prim-vicepreședinte și președintele Organizației Municipale Alba Iulia. Se spun că noi avem candidat și pentru primărie la Alba. Sunt pe listele noastre oameni cu caracter, cu personalitate, cu studii superioare, care și-au exprimat dorința că vor să candideze și sunt membri ai partidului nostru. Deocamdată nu pot da nume, fiindcă sunt persoanele noastre și ne rezervăm acest drept să ieșim atunci cu candidatul care va fi cel mai bun dintre toți. Ați fost scurtați și de alte partide, nominal, să vă cheme în formațiunile dânșilor sau...? Nu. Deci noi n-am fost scurtați din niciun alt partid, n-am discutat niciun fel de alianță și, cum mă repet și vă spun, că nu vom face alianță. Nici înainte de alegeri și nu, nici după. Este foarte adevărat ce spune domnul președinte și eu mă refeream doar la faptul că nu avem nominalizat. Candidați avem și avem de unde alege. Da, corect. Și sunt de o calitate bună, să știți. Deși alții nu cred acest lucru. Dar vor vedea la timpul potrivit.